If you want to know how to make someone fall in love with you, then you better learn how to make a great Romanian meal, because that's the number one way to make someone fall in love with you. Astăzi am să pregătesc o mâncare românească, se numește pui cu smântână și sper după ce vă arăt cum să o preparați, să vă placă să o faceți și noastră. Am să vă încep cu ce anume ingrediente aveți nevoie. Puțin ulei, vreo 2-3 linguri de ulei, 2 cepe, o jumătate de ardei, un pic de celery și pui, mărar, piper, sare, boia și puțină vegeta, dacă vă amintiți de acasă de vegeta. Pui cu smântână, unul dintre meniurile favorite al lui Florin Piersic. Am să vă arăt ce fac, am să pun puțin ulei, nu mult, cele 2 cepe. Nu trebuie să le tăiați foarte mărunt, dacă vreți ca ceapa să nu vă dea arsuri, este bine după ce o tăiați mărunt, să o spălați de câteva ori în apă rece, când faceți alte mâncăruri, ca salate de vinete, tot ca tradițional românesc, și nu o să aveți niciun fel de arsuri și nici gaze. Deci vedeți că nu tai chiar foarte mărunt. Puțin lacrimăm, dar n-are nimic. Tăiem ardeiul, deci acel jumate de ardei verde. Mie îmi place să-l am verde ca să am culoare. Și adăugați. Și acum tăiem țelinele. Să vă spun în continuare la povestea lui Florin Piersic până tai. Suntem prieteni destul de buni și ne vizita, eu sunt din Timișoara, și ne vizita destul de des. Și de câte ori venea, îmi spunea: ești așa de drăguță să-mi faci mâncarea mea preferată? Zic, care-i, Florine? Pui cu smântână, că numai mama mai îmi făcea așa de bună. Și bineînțeles că îi făceam puiul cu smântână, care îi plăcea în mod deosebit și se lingea pe buze după ce o mânca și îmi dădea și un pupic dulce. Am tăiat tot. Am împrăștiat în tigaie, de cât se poate. Am tăiat feliile de carne, adică e pulpa, pulpa întreagă. Se poate lua, cine nu dorește fet sau grăsimea, se poate lua pielea jos, dar nouă ne place și nu avem probleme. Și o aranjez frumos în tigaie și acum o condimentez, pun puțină vegeta, punem piper, boia, este paprika dulce. Și acum am să o pun pe foc și o voi acoperi cu un capac. O să o las până începe să sfârie, pentru că ceapa și toate vegetalele care le-am pus încep să se încălzească bine, și apoi am să pun, o să vedeți, o cantitate mică de apă, încât totul se fierbe practic și este sub aburi. Între timp îmi pregătesc mărarul. Îl tai mărunt, e bine să ai mărar proaspăt pentru că miroase, păcat că nu-l mirosiți până acolo, dar miroase extraordinar de bine. Și dă un gust extraordinar de plăcut mâncării. Se va pune la sfârșit, înainte de a pune smântâna, și îl tocați cât puteți de bine. Deci am auzit că sfârie și simțim deja mirosul și nu vrem să se prindă de fundul tigăii, așa încât puțin îi deranjăm puii în tigaie. Să punem apă peste toate bunătățile astea. 3 sferturi în lichid. Și punem înapoi capacul și lăsăm să fiarbă. Deci, acum e ultima parte care trebuie să o facem la pui cu smântână, și anume am să combin smântână. La cantitatea care o am, totuși trebuie să pun mai multă smântână. Și dacă faci jumătate din cantitatea care am făcut-o, puneți cam 250 de ml de smântână. Eu, ca să o subțiez, mai pun niște frișcăne bătută sau whipping cream.
O să vă arăt și consistența. Vedeți? Curge destul de bine. Și acum am să pun și mărarul. Și îl mestec și pe el. În acest sos. Torn această cantitate de smântână deasupra. O iau toată, că e foarte bună. Încerc să o scot toată din vas. Introduc lingura de lemn sub pui și mai întorc, că observați că se produce un sos de altă culoare. Dacă doriți să aveți sosul puțin mai gros, atunci e bine să combinați cam o lingură și jumătate de făină la această cantitate cu smântână, amestecați bine cu telul și cu frișca nebătută și iese puțin mai gros sosul de... Și când îl introduceți înăuntru, o să vedeți că sosul acesta nu va fi așa de subțire, ci va fi puțin mai gros. Puiul cu smântână merge foarte bine cu pire de cartof și am să le așez în platou. Eu am făcut o cantitate mai mare pentru că am oaspeți astăzi seară și am să pun acest sos care este delicios. Poftă bună vă urez!